nouă tentativă de sinucidere eșuată pentru un băiat de 17 ani din raionul Sângerei. Acesta a urcat pe un panou de publicitate situat pe Bulevardul Renașterii din capitală, de unde a amenințat că se aruncă în gol. Tânărul pe nume Mihai se află deja la a treia tentativă de sinucidere din ultimile 3 zile. 3 echipaje ale poliției, pompieri, un psiholog, chiar și un preot s-au alăturat operațiunii de salvare. Salvatorii au urcat pe podul de la circ în speranța de a-l convinge pe tânăr să renunțe la ideea de a se sinucide. Între timp se circulă foarte greu din cauza că mai multe autospeciale s-au oprit în centrul drumului în încercarea de a interveni în caz de necesitate. 10 de curioși s-au adunat pentru a urmări scena de salvare a tânărului care intenționa să se arunce în gol. Nu faci bine și faci el. Spari într-o lume, în a doilea rând, oamenii pierd timpul, pierd banii, pierd care se duc la lucru, șed în probcă. După aproape 3 ore de negocieri eșuate cu pompierii și ceilalți specialiști implicați, la acțiunea de salvare s-a alăturat și edilul capitalei, Dorin Chirtoacă, care ar fi aflat despre acest caz de pe internet. După aproape 20 de minute de discuții și negocieri, băiatul s-a lăsat convins de Chirtoacă și a coborât de pe panoul publicitar. Na, lui vrea să lucreze, vrea să învețe și vrea un acoperiș deasupra capului. O să încercăm să rezolvăm, că a mai ajutat mai multă lume, o să ajutăm și pe dumnealui. Tânărul spune că se află în depresie de mai mult timp, iar problemele pe care le are acasă l-au făcut să se gândească la sinucidere. Într-adevăr, am fost într-așa o depresie, chiar am vrut să sar. Tata a fost polițist, l-a dat afară, fiindcă servea mai tot timpul și s-a săturat. Numai mama îl ține pe dâns. Nu pot spune depresie, dar mai mult în disperare. Soluția ar fi să-i se ofere cazarea care el o solicit și să fie o perioadă sub supraveghere, că de altfel, dacă la o primă greșeală sau o primă dezamăgire a lui, el iarăși o să fugă. Poliția spune că întrucât este minor pentru acțiunea sa, băiatul nu riscă să fie pedepsit. Ancheta deja este pornită, este cauză și se cercetează. O amendă nu putem să comunicăm deoarece este minor. Dar oricum vor fi careva consecințe. Tânărul urmează să fie dus la părinții săi în localitatea de Baștină. Anterior, acesta a fost plasat într-un centru de plasament pentru copii, de unde însă a fugit de 2 ori.